vine fixată pe un stativ. Iată-vă. Vine un stativ, depinde de masă. Masa vine mai jos, se șurubează și va avea unde își pune găzănele. Știți? Dar la înălțimea nu trebuie. Deci la niciunul cam așa vine. Dacă școala ar fi început în data de 10 septembrie, clasele nu ar fi fost gata pentru primirea micuților. Principala problemă este că multe școli din Drobeta, Turnul Severin și Orșova au primit doar o parte din mobilierul special pentru clasa pregătitoare. Adică firma care a câștigat licitația a dus doar scaunele și blaturile de la bănci, nu și scheletul metalic. Mai este însă o săptămână până la deschiderea anului școlar, așa că reprezentanții inspectoratului școlar sunt optimiști. Amenajarea sălii deja a avut loc. Zilele acestea am reușit să sectorizez clasa, așa cum știm, pe bibliotecă, știință, artă, jocuri de rol și așteptăm cadrele de la mese pentru a fi fixate tăblițele și spațiul acela pentru depozitarea ghiozdănelelor. În așteptarea scheletelor pentru bănci, spațiile au fost decorate pentru copiii de 6 ani. Sunt viu, colorate și amenajate adecvat. Spațiile pentru clasele pregătitoare au fost amenajate în mare parte pentru venirea micuților școlari la școală. Cadrele didactice au depus tot efortul pentru ca cei mici să aibă parte de locuri cât mai primitoare pentru a învăța primele noțiuni. Săptămâna viitoare vor ajunge și materialele didactice pentru micuții școlari. Reprezentanții inspectoratului școlar dau asigurări că școala va începe fără probleme. A fost o problemă de fonduri ale firmei care produce. Prin asigurarea că banii există din partea noastră, ceea ce este cu totul adevărat, în aceste zile începe ansamblarea acelor seturi. Singura problemă este cu cele 53 de seturi contractate de firma care a promis că până pe 9 vor fi aduse. Dacă nu vor fi aduse, furnizorii pentru celelalte 1300 de seturi au promis că vor reuși să le rezolve și pe acelea 53. În județul Mehedinți, la clasa pregătitoare au fost înscriși aproximativ 1400 de copii. În județul nostru au fost probleme cu mobilierul și la școlile arondate centrului Baia de Aramă. Taifunul din Pacific a blocat vasul cu mobilier din China.